Alexa, turn off the music. O să ne jucăm și cu aia în curând. Salutare și bine v-am regăsit. Eu sunt Radu Neagu, iar acesta este un takeover. Adică am preluat canalul de YouTube al lui George. Deocamdată. Decideți voi la finalul clipului dacă vreți să mă vedeți în continuare aici, la George pe canal. Numărul de like-uri o să conteze, așa că Știți ce trebuie să faceți. Acestea două sunt două comete, uh, pardon, două mazuri, un maze comet și un maze blade. Nu le-am desfăcut încă, sunt curios dacă mai au încă baterie și dacă nu va trebui să oprim filmarea și să le punem la încărcat. Hai să vedem ce știu. Maze blade. Hai să începem cu asta că e ceva mai vechi și parcă merită mai mult respect. Cutie neagră, frumoasă, elegantă, de la distanță. Dacă te uiți de aproape o să vezi că prinde foarte multe amprente. Bun, specificații. 5.55 Full HD. Băi, n-am început deloc rău. 13 megapixel camera pe față, 8 megapixel camera pe față. Asta e camera de selfie. Baterie de 3000 de miliamperi, iar iconița asta de aici probabil înseamnă că se încarcă destul de greu. Sper să nu. MTK67 e un procesor de la Mediatek cu 8 nuclee, 32 de giga de stocare și 3 GB de RAM. Și vine cu Android 6. Foarte curios dacă primește update. Think big, Move fast. Ok. Nu e chiar aceeași experiență de unboxing ca la telefoanele scumpe, dar e un început. Am, un, am o țiplă și cred că la asta e de jos sunt țiplă, și după aia scos telefonul. Ceva de genul. Mm. Mm. Cred că cineva s-a mai jucat cu asta, pentru că e plin de amprente. Mai țineți minte review-urile de la HTC, cele două telefoane de anul trecut. Nu prea pot cu tricoul ăsta, dar pot așa. Bun, ecran de 5.55, îl punem deoparte pentru că vreau să caut încărcătorul ăla de 1A. a, trebuie să bagi două degete așa, m-am prins. Cutie în cutie, micro-USB și un încărcător de 5V cu 15 amperi. Asta înseamnă că se încarcă cam în două ore. Hmm, decent. Manuale, nu le citim. Și hai să vedem frumusețea asta de maze. La prima vedere, sticlă pe față, sticlă pe spate. Nu cred că este un Corning Gorilla Glass. De fapt, sunt sigur că nu este un Corning Gorilla Glass. Deci ar trebui să iau un pic mai ușor cu ștersul, mai ales cu o cărpă uscată, pentru că s-ar putea să-l zgâri. Îmi place cum e construit. Bun. Camera principală, microfon, dual LED, flash. Ah, și jack de căști, desigur. Nu avem căști în pachet. Nu? Ah, mai avem cheița de SIM. Dar nu avem căști în pachet. jack cu de căști, aici butonul de volum și butonul de power. Hmm, destul de ușor de apăsat. Iar aici, surpriză, avem un buton dedicat pentru cameră. O decupare dublă pentru difuzoare, deși sunt destul de sigur că un singur difuzor se află aici, asta e doar așa pentru simetrie. Aici avem un microfon, portul de micro USB și ce să vezi? Aici e ai o găurică ca să-ți agăți o să ții așa la, la, gât, să umbli el pe stradă. Pe față, buton fizic care îmi dă senzația că ar fi buton de amprentă. Dar hai să verificăm. Ha, mai are și baterie. Mm, mm. La prima vedere. Dar nu se vede rău. Ia să vedem specificațiile. Pam, 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 pam. GSM Arena. Asta este locul unde verificăm cam toate specificațiile. Pe GSM Arena. Chiar aveți un articol pe blog. La George. Adică aici în care să vedeți cum folosim GSM Arena ca să ne dăm seama de diferențele dintre telefoane. Și hai să căutăm aici. Nu avem. Nu avem. Nu avem. O să ne uităm în specificațiile lui. Pentru un ecran de 5.55 Full HD este cam rezoluția optimă. N-aș recomanda mai mult pentru că automat o să consume mai multă baterie. Luminositatea este decentă, cam asta este maximul. E o diferență nu foarte mare. Deci o să poți să folosești liniștit în lumina zilei. Android, Android curat. Din câte văd, seamănă foarte mult cu Androidul de pe Nexus-uri. Cel de pe Pixel e puțin diferit, ceea ce înseamnă că au apelat la un software destul de curat ca să nu l îngreuneze, deși are o configurație decentă. Hai să comentăm și la Wi-Fi și să vedem dacă a primit vreun update. Ia să vedem la Security, Wi-Fi, Turbo Download, Bluetooth, hot knot. Ha, l-am găsit, l-am găsit și unde altundeva decât la prietenii noștri de la Gearbest. Apare ca discontinued. Deci eu tocmai fac review unui telefon care nu se mai vinde. Sau cel puțin nu se mai produce, dar s-ar putea să-l găsiți pe piață. Hai să vedem totuși. 4G, fablet. Ok, 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 ok. Da, are senzor de amprentă. Am verificat. Am with fingerprint. Și next. Dată. De două ori. Trei ori. De Patru. Cinci. 6, 7, 8, 9, 10. De 10 ori. Nu. Nu. Mm. Deci nu mă lasă să-l pornesc direct cu amprenta, însă, fii atent, are voice în loc. Nu mă lasă să-l pornesc direct cu amprenta ecranul, dar pot să-l cu vocea. Vocea care este mult mai puțin sigură decât amprenta. Your system is currently up to date. Deci se pare că ești blocat la Android 6 cu 3 GB de RAM și 32 GB de stocare și, nu știu, merită să-l testăm în continuare? Pe de altă parte nu se mișcă foarte rău, iar la prețul la care se găsea pe Gearbest, la cei 120 de dolari, Păi nu e rău, e totuși un telefon de 55 cu un ecran Full HD care arată bine și față-spate, nu, nu are wireless charging, a, uite că avem mai de a instala pe el. George, te juca cu telefonul ăsta înaintea mea? Ia să vedem, procesor. Mediatek. Ok, 28 de nanometri. 28 de nanometri e undeva de acum 2 ani, 2 ani și ceva, chiar și pentru Mediatek. Nu mă aștept să țină foarte mult bateria, deși are 3000 de mAh. Acum e încărcat complet, s-ar putea să se descarce într-o zi, o zi și jumătate. Display Full HD 5.5 Mali T720 cu 3 nuclee de GPU, baterie lition, 3000 de mAh. Dar o să-i dăm drumul la un test și o să lăsăm uh, pe masă până când îl desfacem pe celălalt, acel Maze Comet, care ar trebui să fie versiunea mai nouă, cred. S-ar putea să-l înlocuiască chiar pe acesta. Ăsta este ceva mai scump, 163, 164 de dolari, însă promite că vine cu niște update-uri foarte serioase. Hai să verificăm. Aceeași. Experiență de unboxing. 5,7 inch, ecranul mai mare, HD+. Tot un Mediatek cu 8 nuclee, cred că e același procesor, tot camera de 13 megapixeli, 4 GB cu 64 GB de stocare. Wow! Băi, e ceva. Și Android N, deci vine Type-C și baterie de 4000 de miliamperi. Touch ID. Dar ce, ID-ul nu e la Apple? Nu, serios acum, și pe bune. Vi se pare cunoscută... Mâna sus cine... Și-a dat seama cu ce seamănă acest Maze Comet. Este Vertu. Seamănă cu Vertu. Partea din, splat, din spate este un capac din plastic, care vrea să aibă o textură de piele. Iar aici... Ar fi fost interesant să fie metal, să zici, băi, uite, protejează camera asta de aici. Dar nu. Plastic. marginile sunt ceva mai bine finisate, este mult mai greu decât celălalt, poate din cauza bateriei, 4000 de mAh, totuși 25% mai mult decât celălalt. Asta este dual SIM, cu siguranță. Asta înseamnă că avem un slot de nano SIM, al doilea slot de nano SIM sau un card microSD. Da, sunt și notate ok, poți să pui două SIM-uri sau un SIM și un card microSD, dacă cumva nu ți ajunge fabuloasa, mai pot să bag la loc, memorie de 64 de giga. Ok, grijă mare cu căpăcelul ăla. Pe partea cealaltă, butonul de power, butoanele de volum, la fel ca și Blade-ul are un senzor de amprentă aici și se vede marginea display-ului, fii atent. Deci aici se termină ecranul, aici se termină ecranul, iar aici e doar sticla. Și aici carcasa. Pe spate avem două, avem două difuzoare. Nu, sunt sigur că e unul singur. Avem port de USB-C. Probabil un USB 2.0, însă s-ar putea să încarce mai repede. Parcă avea și asta, ceva accesori în cutie. E un pachet un pic mai aranjat, ca să spun așa. Aici sunt manuale. Aici avem cablu de USB-C la USB normal. Iar încărcătorul este de, da mă! 5V cu 2A, 9V cu 2A sau 12V cu 1.5A. Încărcătorul ăsta merge să încarce și drona, DJI Spark-ul, ăla mic. Bun, de partea din spate, carcasa asta din spate este, ecranul nu e protejat absolut deloc. Deci nu ai nicio margine care iese în afară. După cum se ține în mână, este clar un ecran cu un raport de 18 pe, pe 9, iar acel Full HD Plus ar însemna 2000 și ceva de pixeli. Stai un pic, e HD Plus, nu e Full HD Plus. 1440 ori 720 de pixeli. Welcome, Vision Settings. E foarte sensibil ecranul. Deci, abia am apropiat cu degetul. Ok, îmi place. Îmi place. Au reușit să pună un ecran bun pe un telefon de 160 de dolari. Setup as new. See all Wi-Fi networks. Și vede rețele pe 5G. Ia uite-l. Uite-l aici. Asta înseamnă că o să descarce mai repede orice vrea să descarci pe el. Păi tastatura nu era deloc. Are un, o vibrație acolo în spate destul de subtilă, suficientă ca să-ți spună că ai apăsat corect pe taste, dar nu era deloc și se mișcă bine. Ok, sunt impresionat. Maze, deschide-te! Uite că pot acum să folosesc microfonul. Fii atent, trebuie să-i aprind ecranul. Mei deschide deschidete, Deci i aprins ecranul, dai un swipe în sus și abia atunci pornește. Media. Bun, rulează în totul. Îmi place. Are o senzație așa de curbură pe, margine, pe marginile laterale. Sus este drept, jos e drept. Hai să vedem în specificații. Cred că pentru asta va trebui să instalez AIDA. Noi folosim AIDA64 ca să verificăm specificațiile pe care le găsim pe internet cu cele din telefon. AIDA64 sau CPU-Z este un software care pur și simplu identifică ce componente sunt la interior și îți face o listă acolo. Mediatek, același quad core la 1.3 GHz, dar citește corect că sunt 8 nuclee, 720 este 1440, 320 dpi, celălalt avea 400 dpi, ceea ce înseamnă că are densitate ceva mai mare, dar având același procesor, mă aștept la asta să țină mai, mult mai bine bateria, mai ales că e și mai mare, dar să fie și mai rapid. Ok. Android device thermal. La sistem găsesc ceva. 4 GB de RAM, available memory 2.4, ceea ce înseamnă că Android-ul consumă undeva la 1 și jumătate, este ok, dar avem aceeași situație, uite. Avem un 64 de giga de stocare, din care liber mai sunt 53. Băi, se pare că Androidul 7 consumă destul de mult. Vreau să te instalezi. Te rog frumos, instalează-te. Hai să vedem la Android dacă cumva primim și un update. Avem Android 7, un patch de securitate din iulie 15. Hmm? Hmm? Checking for updates. Network connection fail. Java security trust. And... Ok. Cineva n-a făcut uh, niște setări cum trebuie aici, în telefon, pentru că nu vrea să conecteze la server. Să fie oare acesta un, un Android chinezesc care a fost modificat puțin să funcționeze cu Google Play, dar nu, cumva nu comunică concret cu Google? Hmm. Este și asta o întrebare foarte bună. E cam dubios că, fii atent, nu se văd butoanele. Nu vezi butoanele de home și de back, pentru că nu le ai. Deci va trebui să folosești senzorul. Deci ne merge cu gesturi. Nu merge cu gesturi. Of, din mic cele bucurii ale telefonelor. Hai să ne găsim la display. Navigation bar, can be hidden. Dar nu este pornită. Gata, am primit butoane. Ce drăguț. Și vine cu navigation barul dezactivat din fabrică. De ce face chestia asta? Hai să deschidem Antutu Bench o să-i dăm și lui ăsta un benchmark. Da, sigur, îi dau voi lui totul să-mi facă, să dea telefoane, să facă apeluri. Exact. Test. 43.927 de puncte pentru un telefon care costă 120 de dolari. Dacă îl mai găsești pe site-urile din China, nu este rău deloc. Chiar nu e rău deloc. Mă așteptam să fie un telefon foarte slab, mă așteptam să fie un telefon foarte scump, undeva pe la 800-900 de lei, însă nu este. Deci acest Blaze Blade, în momentul de față, până testăm camera foto, unde chiar nu am niciun fel de așteptări, este un telefon ok. O să ducă majoritatea jocurilor, cele care se instalează pe el, pentru că oricum sunt gândite ca în Google Play să verifice și pe ce telefon se instalează și atunci își vor face automat setările ca să ruleze pe el. Se vor mișca decent, nu l-aș folosi însă pentru așa ceva. E un telefon foarte bun pentru Facebook, pentru internet, pentru a asculta muzică. Chiar, hai să vedem cum se aude muzica pe el. Și da, o să fac un test puțin exagerat. O să folosesc cele mai bune căști pe care le am. Da, știu, este foarte, foarte deranjant această melodie, însă are foarte, foarte, foarte multe tipuri de sunete diferite, pe care dacă le distingi, înseamnă că și căștile, și procesorul de sunet este unul decent, de deci ce se tot oprește? Cred că e din cauza mufei de căști. Oricum, ecranul se vede destul de bine. Se vede destul de bine cu luminositate la jumătate. La capitolul sunet, un singur difuzor, exact așa cum am spus, este cel de aici din dreapta. Nu, cel din stânga păi e. Păi ok. E ok pentru telefon de 100 de dolari, 100 de euro ai putea spune, poți să-l iei pentru cel mic și să nu-ți fie frică că o să ți strice și dacă se strică asta este, îi mai cumperi altul peste 2-3 luni. Te rog. Și dacă tot este la în cameră, hai să stăm și noi camera foto. Care are buton dedicat. Rezoluția asta este. Asta este o poză făcută cu zoom. Stabilizare deloc. Nu ne putem aștepta la așa ceva. Asta este o poză făcută normal A, și pe video. Ok. E ok, la prima vedere. Camera, zero shutter delay, anti-shake, voice capture, face detection, smile shot, auto-scene detection. Păi are multe chestii. E exact meniul de uh, Nexus, un meniu destul de complex pe camera, partea de camera foto. Fii atent, și să capturezi 40 de fotografii. Iar la video am un noise reduction, pe care o să-l pun. Are EIS, adică ei spun care are stabilizare electronică. Asta este imaginea fără is și nu o să mai țin coatele pe masă. Și e destul de shaky, nu prea își dă seama ce se întâmplă pe monitorul ăla. Uh, face o expunere decentă. Decentă, destul de rapidă. Și hai să activăm și is ul adică Electronic Image Stabilization. Și da, își face o stabilizare electronică, dar nu fără niciodată panuri. Adică trece de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga în momentul în care a activat așa ceva pentru că se întâmplă treaba asta. Vezi? Cum se deformează raftul și peretele. Păi nu e rău. Video quality, fine. Fine. Probabil pe 1080. Uh, cum fac selfie? Cum întorc camera? Băi, n ai camera de selfie? Am ieșit din camera și am intrat din nou. ah, mi-au apărut opțiunile acum. Uh, mă surprinde faptul că nu a băgat foarte multă Colorizare pe fotografii, și cam așa arată selfie-ul. Dar îmi pare rău, nu sunt deloc 8 megapixeli acolo, nici pe departe. Culoarea este OK, și-a dat seama că în spate am un fundal alb spre gri. Decent, să spunem decent. Bun, și-a terminat testul, și acest uh, Maze Comet. 43.000 pe Maze Blade, 49.000 pe Maze Comet. Au același procesor la interior, au aceeași platformă grafică. Nu ne-am jucat cu camera foto de pe Maze Comet. Rectificăm și această problemă. Meniu e puțin diferit. Seamănă și diferă doar la icoane, atât. Are aceeași cameră foto, aceeași stabilizare aproape inexistentă pe video. Nu? Ia. Wow! Cred că trebuie să-i camera foto. Cred că trebuie să-i mai șterg o dată camera fotul ăsta. Eu zic să oprim filmarea și să vedem în setări dacă cumva filmarea nu e trecută pe video quality. Fine, audio mode normal, is on. Hai să lăsăm pe on. Și revenim în filmare. Băi, în ceață. E ceață mult. E mult mai înceață decât celălalt. Și nu înțeleg de ce. Da, îmi pare rău. Nu pot. pot nu pot. Chiar nu pot. Încercăm o fotografie către display. Da, dacă fac o fotografie spre acel softbox, care, credeți-mă, este foarte, foarte puțin luminos. Mm, hai să activăm HDR-ul. Face o treabă mai bună? Băi, văd culori. Asta este bine. Se cam chinuie să focalizeze lucru care nu prea îmi place și este mai lentă. Nu mă impresionează. Nu mă impresionează. Absolut deloc. Bun. Concluzii. Antutu Benchmark. Maze Blade, Maze Comet. Diferența între ele, las pe capitolul specificației, este aproape minusculă. Ăsta are un avantaj pentru display care are undeva la 320 de ppi, ăsta are 400 de ppi. Nu se observă diferența între ele ca și rezoluție, însă ăsta este un pic mai rapid. Deci, practic, au luat un telefon, o configurație pe care o aveau deja de un an de zile, la 160$ și au pus-o pe un alt telefon la 160$, au lungit ecranul l-au făcut cu o baterie mai mare, 4000 de mAh la configurația asta, sunt sigur că va ține două zile de utilizare normală. Facebook, Twitter, Instagram, vizionare de filme. Hai să-mi curios dacă se audă mai bine decât celălalt, deși nu cred. Și în momentul ăsta îl înțeleg pe George de ce face niște clipuri atât de lungi și când vine vorba de montaj îți vine să te iei cu mâinile de cap, pentru că e mult de vorbit la telefonul astea, mai ales când nu se mai încarcă youtube -ul. E mare, este mare, este destul de gros. Dacă vrei să ți-l cumperi, gândește-te că o să ai o cărămiduță în mână. O poți să pui la fundație în cazul în care vrei să-ți construiești casă pe viitor. Un singur difuzor, cel din stânga. Uțitaș. Asta e arma albă, Radu. Și mai este și de pui la, la curea. Cine poartă cuțit la curea, Radu? Asta poate fi acățat de ori în 720 720p, pentru că asta e rezoluția maximă. Aici, ca să nu pierzi. Și dezavantajul unui telefon cu un ecran 18x9 care nu este optimizat pentru așa ceva este că nu poți să faci clipul mai mare. Am opțiune? Macete, deci funcționează, însă vei avea marginile legre pe tot parcursul vizionării clipului. Nu se întâmplă ca la Huawei sau la Samsung, uite de exemplu aici, unde atunci când te uiți la un clip pe YouTube sau un player integrat al telefonului, poți să faci ecranul mai mare. Pauză bine meritată de la pam, pam! Și de la inteligente. Uite că revenim la ce -mi place mie mai mult, echipamentul smart. Deci, din păcate, o să ai margini negre, o să ai un 16 pe 9. Bun. Cam acestea sunt Maze Blade și Maze Comet. Nu l-aș recomanda neapărat pe acesta, poate dar găsești pe la 100 de dolari în momentul de față. Cred că este o investiție de moment pentru cineva care nu are nevoie de un telefon foarte performant. Bun, cam atât pentru astăzi. Mi se termină deja cardul, mai am două minute de înregistrare. George a venit, așa că punem bateriile la încărcat și continuăm cu un nou clip. și nu, nu pe cavaleria.ro, pe bugnici.ro. Eu sunt Radu Neagu și nu uita să dai un like, un share și un subscribe.